Să fiți binecuvântați, dragii mei. O emisiune frumoasă v-am pregătit în această zi. O emisiune la care, de altfel, m-am gândit mai multă vreme, pentru că multă lume, mulți confrați, mulți credincioși astăzi vin să se plângă de problemele, de nemulțumirile și situațiile care le au în casa și în familia lor. Și iată că astăzi, în această zi în care ne-am pus în fața televizorului să urmărim o emisiune spirituală de suflet, vă vorbesc despre suflet, despre acele situații în care de multe ori suntem umiliți sau suntem nevoiți să acceptăm umilința unor personaje din viața noastră apărute de nicăieri sau anumite personaje sau persoane pe care noi le-am prețuit, persoane pe care le-am introdus în viața noastră și am considerat că ne vor putea aduce fericirea, ne vor putea schimba viața și ne vor împlini de fapt ceea ce ne-am dorit dintotdeauna, liniștea și echilibrul emoțional. Constat pe zi ce trece din întâlnirile pe care le-am în mod special cu doamnele tinere și nu numai cu ele, că majoritatea se plâng de faptul că nu sunt prețuite și că există o mare lipsă de comunicare la nivelul relațiilor pe care le-au stabilit de comun acord și mai ales că acestea au fost stabilite printr-un jurământ în fața Sfintei Biserici, în fața Sfântului Altar, atunci când el și ea, de bunăvoie, așa cum se spune de altfel și în actul pe care îl citește reprezentantul stării civile, de bunăvoie și nesilit de nimeni, ea îl ia în căsătorie pe el sau el o ia în căsătorie pe ea. Din păcate, constatăm că multe cupluri s-au destrămat și se destramă în fiecare zi și odată cu această destrămare se produce o fisură pe care sufletul o percepe ca un tsunami, poate este cuvântul prea mare ca să fie înțeles, dar este similar la ceea ce spun, pentru că o astfel de despărțire sau dezamăgire este atât de profundă încât te poate marca și te poate face ca viața ta să nu mai aibă niciun sens sau să schimbe total țelul, conturul și modul în care cei care trec prin astfel de experiențe o pot înțelege, pentru că nu este de dorit nimănui și nu doresc nimănui să treacă prin această stare de suferință în care ai fost trădat, mințit, înșelat, denigrat și sigur că toate aceste răni pe care sufletul le suportă se vor repercuta asupra corpului fizic, pentru că el este de fapt partea din noi, partea care reprezintă materia, este de fapt, iubiții mei, ceea ce numim noi templu a Duhului Sfânt, un templu care poate înflori atunci când sufletul tău este vesel, atunci când inima ți râde sau se poate ofili, atunci când sufletul tău este bolnav, când este în suferință și când este de altfel denigrat de oamenii care ar trebui să-l aprecieze, să-l iubească și să-ți fie alături atunci când îți este greu.
Știți, sunt întrebări pe care mulți dintre noi ni le punem atunci când trecem prin anumite evenimente neplăcute. De ce mi s-a întâmplat mie? Mi s-a întâmplat mie pentru că există la nivelul universului un contract pe care fiecare dintre noi îl semnăm între noi fără să ne dăm seama, prin energia pe care o acceptăm să ne unim cu persoana respectivă. Și aș vrea ca astăzi să vă vorbesc lucruri pe care poate nu le-ați mai auzit. Aș vrea să vă vorbesc despre anumite secrete, să zic, ale științei sacre și, bineînțeles, acestea fiind îmbinate cu credința, cu forța pe care aceasta ne-o dă nouă de a avea răbdare uneori sau de a trece peste anumite încercări, să ne determine și să ne facă să înțelegem că tot ceea ce se întâmplă în viața noastră nu se întâmplă la voia întâmplării. Trebuie să știți că noi avem o comunicare între conștiință și gând, o comunicare pe care noi de fapt o recepționăm din tot ceea ce trăim zilnic și din informațiile pe care le prelucrăm la nivelul minții, mintea fiind de fapt laboratorul care prepară ceea ce vei trăi în prezent și în viitor. Și atenție când spun în viitor, pentru că de multe ori mintea însoțită de anumite gânduri care sunt oarecum legate de o hologramă. Noi avem tendința de a ne forma anumite holograme despre anumite personaje sau persoane pe care ni le dorim în viața noastră, prototipuri poate de multe ori irealizabile pe care nu le descoperim sau avem impresia că le-am descoperit, și atunci când ne dăm seama că n-au nimic de a face cu ceea ce am crezut noi, trăim o mare dezamăgire și odată cu această dezamăgire dispare respectul pe care tu ca bărbat îl ai față de femeie sau femeia față de bărbat. Însă vorbeam aici de importanța pe care o are informația pe care tu ți-o transmiți minții sau creierului tău, pentru că informațiile pe care noi le primim sunt de fapt recepționate de creierul nostru prin mai multe canale. Vă voi da un exemplu ca să fiu înțeles. Dacă pornesc acum un post de radio religios, ca să nu dau nume, și voi asculta rugăciuni și voi asculta emisiuni sau o slujbă care se săvârșește în direct sau este în reluare, frecvența vieții mele și gândul meu va fi setat pe acel câmp de energie în care eu mă voi conecta cu forța divină. Atunci când la radio aud sau la televizor că trebuie să-mi fac o cruce, sigur că automat îmi fac cruce, și mintea mea este conectată la mesajul pe care preotul, slujitorul, profesorul, terapeutul, psihologul îl transmite pe calea undelor pe care eu le-am recepționat prin acceptul pe care eu mi l-am dat de a asculta și de a-mi aduce acea liniște de care noi vorbim foarte mult și prea puțin o avem, pentru că ne dorim în mod special să fim liniștiți, dar din păcate tot ceea ce facem n-are nicio legătură cu liniștea pe care noi ne dorim, pentru că mulți avem tendința de a ne face de multe ori rău nouă prin gândurile pe care le fabricăm, le generăm și nu le oprim la granița dintre pozitiv și negativ. Și atunci aici se produce fisura, pentru că dacă despre un om îți vorbește cineva foarte frumos și îți mai vine altcineva care îți vorbește foarte urât, la un moment dat tu nu știi ce să înțelegi sau ce mesaj să-l recepționezi. În Sfânta Scriptură avem astfel de exemple în care despre Maria Magdalena s-a vorbit că este o femeie ușoară sau că a fost o femeie depravată a vremii, iar ulterior,
prin Sfânta Tradiție și prin ceea ce s-a întâmplat, prin actul suprem de căință pe care el l-a făcut, Maria Magdalena, cea care era femeia depravată, ajunge sfântă, la care astăzi noi ne rugăm și pe care o serbăm în anumite zile rândite de Sfânta Biserică. Deci iată de ce este important ceea ce gândim și de ce este important modul în care ne preparăm, de fapt, prezentul și viitorul, pentru că prin liberul arbitru eu pot să-mi aleg o informație pozitivă în care pe o anumită persoană o văd într-o lumină foarte pozitivă și pe aceeași persoană, dacă altcineva mă influențează negativ, o pot vedea într-o lumină foarte negativă. Ca să revin în zilele noastre, se știe prea bine că Părintele Arsenie Boca sau Părintele Ioan Iovan de la Mănăstirea Recea, Dumnezeu să-l ierte, care mi-a fost duhovnic, nu era iubit de autorități sau nu era acceptat de anumite personalități sau personaje, chiar din sânul bisericii, ca ulterior, după moarte, noi să plângem la mormântul părintelui, să mergem acolo și să regretăm că am pierdut un mare duhovnic pe care cu 10 ani în urmă aceiași oameni care acum îl plâng, îl denigrau și îl vorbeau de rău sau îl țineau în izolare, adică îl desconsiderau sau nu îl luau în seamă. Într-un cuvânt, ca să fiu mai înțeles, ceea ce semeni asta cu legi, există albine și muște. Albinele sunt cele care culeg nectarul și întotdeauna atrag de partea lor partea frumoasă din ceea ce are floarea, iar muștele, știm prea bine, sunt aceleași insecte, sunt insecte zumzăie, dar ele în fiecare zi râcăie, să nu zic în ce, că-l știți, și atunci ele nu aduc nimic bun decât stricăciune, așa cum mulți dintre noi, din păcate, ne transformăm viața din frumos în negativ și ne transformăm raiul în iad și încercăm după aceea să ne punem întrebări de ce ne merge rău. Am mai spus-o și repet și vă rog să fiți atenți că Dumnezeu este în ADN-ul nostru, ADN-ul nostru care este hrănit zilnic de ceea ce scoatem pe gură. N-aș vrea să supăr pe nimeni, am întâlnit oameni care sunt foarte pioși și postesc încât se îndoaie de spate, de foame, bineînțeles că fac o jertfă de a își înfrâna poftele trupului, nedându-i hrana pe care poate acesta și-ar dori-o. Dar din păcate aceste persoane scot pe gură venin care otrăvesc și anulează gestul de pioșenie pe care îl fac. De altfel, făcând să se adeverească acel vechi proverb că păcatul cel mai mare nu era ce bagi în gură, ci ceea ce scoți pe gură, pentru că dacă tu ca om nu poți să străzești glasul conștiinței și să fii totuși un om ancorat în realitatea a ceea ce trăim și să înțelegi că nu toată lumea te iubește nici pe tine și nu toată lumea poate să iubească nici pe X sau pe Y sau să-l înțeleagă, asta înseamnă că frecvența pe care tu ești este una greșită și gândind negativ despre o anumită persoană, gândul pe care tu l-ai despre o anumită persoană, că este președinte, că este parlamentar, preot, profesor, dacă este un gând negativ, îți va influența și ție viața. Aici apare, de fapt, rețeta pe care biserica o dă celor care își caută rezolvarea problemelor lor. Problemele pe care voi le aveți în viața dumneavoastră, în viața voastră, nu se rezolvă doar prin faptul că mă duc la un preot, dau un acatist, am venit acasă și după ce am ajuns acasă a apărut îngerașul cu clopoțelul și zice gata, ți-am rezolvat problema.
Orice problemă pe care noi o avem se rezolvă prin jertfa pe care noi o facem. Poate fi o jertfă de a ajuta, iată, la construcția sau renovarea unei biserici sau a face racla unui sfânt de care v-am vorbit aproape în fiecare emisiune. Și de asemenea, jertfa poate fi regăsită în timpul pe care tu ți-l acorzi de a veni la Sfânta Biserică și de a te ruga, dar subliniez cuvântul de a te ruga și a rămâne până la capăt, pentru că marea greșeală pe care noi o facem este aceea că venim la Sfânta Biserică, stăm până la jumătatea slujbei, ne sună telefonul și ceva necurat ne scoate de acolo, plecăm exact în momentele cele mai importante ale Sfintei Liturghii și ne ducem acasă cu mai multe păcate decât am avut înainte de a intra în biserică, pentru că lipsa răbdării, faptul că unul s-a foit, știu, altul te-a înghesuit, altul ți-a provocat un disconfort, te face să gândești negativ și să bârfești, Doamne, și ascult astfel de bârfe de multe ori cât de mult a vorbit preotul ăsta sau popa ăsta sau cum încearcă unii să ridicularizeze această profesie sacră, pentru că poți să vorbești orice despre omul care este slujitor, dar nu despre preoția lui, pentru că aceasta este sacră. Și ți-a atras păcate prin judecata pe care ai făcut-o, fie că e prea ieftin, fie că e prea scump icoana, fie că a durat prea mult sau prea puțin, fie că te-a spovedit prea repede sau prea mult. Și uite așa, noi avem această tendință de a judeca și odată cu această judecată am transmis în ADN-ul nostru informația negativă care se setează cum ai seta într-un fișier de calculator anumite documente, până când hardul se umple și când s-a umplut de informații negative, acesta refulează în celulele care deja, sătule fiind de tot ceea ce ai scos pe gură, pentru că ele memorează informația pe care o transmiți, se îmbolnăvesc. Și așa apare boala de stomac, așa apare boala de rinichi, boala de spate, de picioare, de cap, pentru că am avut și avem de multe ori tendința de a ne preocupa mai mult de grijile altora decât de problemele și grijile personale. După cum observăm, avem acest instinct de a urma turma. Dacă unul face grevă, trebuie să intru și eu în grevă. Dacă unul protestează, trebuie să fac și eu același lucru. Și aș vrea doar să rețineți ceea ce vă spun, că toate aceste proteste care incită la ură, la dușmănie și la distrugere, odată cu gândul care este bolnav, îți îmbolnăvește întreaga ființă și acestea marchează, repet, fisurează energia pe care ADN-ul tău de fapt o construiește, pentru că ADN-ul poate fi ținut într-o energie de lumină în care ai o viață liniștită, ești căsătorit, ai copii, ai o viață normală, ești iubit, iubești, nu înșeli, atenție acest cuvânt, nu trădezi, nu minți și cât pot sau cât poți faci bine, îl rogi pe Dumnezeu să te ierte și să continui viața în echilibru și în liniște. Aș vrea doar să vă gândiți câți dintre oamenii de pe planetă astăzi se află în această stare de echilibru. Câți dintre noi, cei care ne numim creștini, credincioși, suntem în această stare de echilibru, de lumină, cu toate că ne rugăm zilnic, cu toate că mergem la Sfânta Biserică, cu toate că cerem ajutorul lui Dumnezeu, dar ceva lipsește. Cea mai mare
durere pe care o poate simți un om este lipsa iubirii. Lipsa iubirii care este însoțită de tristețea care îți acoperă sufletul și care se pune așa ca o alveolă peste el și nu-ți dă voie să te mai bucuri de nimic din ceea ce îți oferă viața. De aceea citeam pe internet o poezie foarte frumoasă, unii vor haine scumpe și pantofi mai mulți, alții doar picioare și arubla de sculți. Unii vor o mare, alții doar să aibă cele necesare. Unii vor iubire, alții vor putere. Alții sau unii vor un umăr pentru o mângâiere. Unii vor o casă mare și o mașină nouă, alții vor o umbră ca să nu îi plouă. Unii să audă, alții să vorbească, alții vor o clipă cerul să-l privească. Unii vor o moșie mare și bogată, alții ar vrea o masă, alții ar vrea o mamă, mă iertați, alții ar vrea un tată. Unii vor avere, faimă, bogății, alții sănătate pentru a lor copii și așa mai departe. Credeți-mă că aceste cuvinte reflectă, de fapt, diferențele pe care oamenii le trăiesc astăzi și faptul că unii nu înțeleg că tot ceea ce trăiesc este o binecuvântare, chiar dacă nu e totul perfect. Este o binecuvântare pentru că pot privi cerul în timp ce alții nu o pot face pentru că sunt orbi. Este o binecuvântare că poți să umbli, alții din păcate sunt acum în suferință, în căruciorul cu rotile. Dacă ar fi să îi întrebăm pe aceștia ce ar da la schimb, ar spune că ar face orice ca să aibă darul și binecuvântarea de care tu, iubite creștine, te bucuri acum și de care te folosești prea puțin ca prin cele două piciorușe să te duci la Sfânta Biserică și să-i mulțumești cu recunoștința lui Dumnezeu. De ce? Pentru că informațiile pe care tu le transferi în calculatorul numit ADN sunt virusate de răutate, sunt virusate de anturajul și informațiile pe care le preiei din anturaj. Așa se întâmplă cu tinerii care astăzi ajung să se drogheze, curvăsăria care a devenit o modă. Azi l-ai cunoscut pe tip sau el pe tine, mâine ești în pat și experimentezi lucruri noi, cu ghilimele de rigoare. Ceea ce n-au înțeles și nu înțeleg tinerii și poate n-a explicat nici biserica prin preoți suficient de bine, că noi expunem că a trăi cu cineva necununat este păcat. Și mulți vin și spun, aia părinte, ce păcat este, că până la urmă ce rău i-am făcut sau ce rău mi-a făcut. Păi tocmai ți-a făcut un mare rău, pentru că în momentul în care s-a produs actul intim, ca să nu folosesc cuvântul pe care îl știți, se produce un schimb de ADN, de informații. Și dacă tu, ca bărbat, moștenești în ADN-ul tău multe probleme, multe necazuri, ai avut părinți care au săvârșit crime, care au adus multă suferință oamenilor, aceste informații se transferă genetic și prin schimbul de experiență sexuală ai ajuns să îi le transferi domnișoarei sau invers, domnișoara ție, și acestea să se seteze, repet, ca informații în hardul respectiv pe care tu la rândul tău îl vei transfera mai departe atunci când probabil te vei căsători cu o persoană care o iubești sau care te iubește și la un moment dat îți dai seama că ai dat naștere la copii care au retard, la copii care se nasc cu anumite deficiențe sau au apărut anumite dezechilibre la nivelul comunicării pe care
o ai sau ai avut-o cu soțul, cu soția, pentru că aceste probleme n-au fost rezolvate la timp și tocmai am vorbit și vorbesc în continuare de dezlegarea de cununie a celor care ați divorțat și nu mai sunteți împreună, de dezlegarea nodurilor vieții care, iată, le regăsiți în această carte, numită Dezlegarea celor 7 noduri ale vieții. O carte în care există rugăciunea de dezlegare a farmecilor și blestemelor pe care eu am preluat-o de la Părintele Ioan, Dumnezeu să-l ierte, din anul 1900 este rugăciunea. Am meditat-o și, sigur, acatistele și dezlegările care sunt pentru diferite probleme și blocaje emoționale. Acest pachet numit Darul Bucuriei conține un delemnul sfințit, care un delemn este încărcat cu o frecvență. Este o frecvență, de fapt, pe care noi creștinii o numim frecvența de liniște. De ce? Pentru că atunci când te deochi, și acest lucru l-am dovedit persoanelor care sunt deocheate sau care au aceste stări de rău. Dacă n-ar exista energia despre care eu vă vorbesc sau aceste frecvențe, n-ar exista deochiul. Nu cred că cei care mă ascultați, chiar dacă sunteți clerici, puteți contesta că nu există astfel de situații în care un om ajunge să vomite sau să-i fie rău sau să fie deocheat, cum se folosește acest termen în popor, pentru că are un scurt circuit de energie sau persoana care l-a întâlnit sau a întâlnit-o, pur și simplu i-a furat energia. Acele persoane se numesc în termeni științifici vampiri energetici. Acest undelemn asta face. Iar aici există un pliculeț cu tămâie, pentru că tămâia are două roluri importante pe care v-aș ruga să le țineți minte. Pe de o parte, de a transmite prin respirația pe care o, deci inspirația și respirație pe care o faci, de a curăța tot ceea ce înseamnă formă de energie negativă, acel duh care te bântuie. Ia încercați atunci când sunteți nervoși să aprindeți o candelă, să puneți un bob de tămâie, să trageți aer și să spuneți o rugăciune și vedeți că vă calmați imediat. Cum e posibil? Simplu. Există o explicație și teologică, dar și științifică, că atunci când inspir și respir, despre acest lucru am vorbit în cartea Sacroterapia, pe care o vedeți aici, primul manual de tratare a problemelor sufletești, dar am vorbit de fiecare dată de momentele pe care noi le avem de panică, de rău, și acestea sunt generate de anumite scurt circuite a energiei pe care noi de fapt o conservăm sau ne-o consumăm inutil în viața de zi cu zi. Așa că ce trebuie să știm, că iată, printr-o informație pe care eu v-am dat-o astăzi pe calea undelor, trebuie să înțelegem de la începutul emisiunii până acum ce v-am spus ca și o concluzie, că nu ne poate iubi toată lumea și să avem această gândire să ne trăiască dușmanii, să ne poată vedea fericiți. Și vă rog să țineți minte că este foarte frumoasă. Nu le dorești moartea, le dorești să-ți trăiască, să te poată vedea fericit. Gândirea sănătoasă este acelui om care nu este conectat la rău. Nu lasă pe nimeni să-l viruseze cu informații negative. Am dat și un astfel de exemplu într-una dintre emisiuni în care un înțelept a primit în vizită un vecin care spunea: vreau neapărat să-ți spun o informație. Și acesta a spus: stai, informația pe care tu mi-o dai este negativă sau pozitivă? Și a spus: nu, e negativă. Crezi că m-ar putea ajuta în evoluția mea?
sau te-ar putea ajuta pe tine să crești în evoluție? Și a spus nu, atunci mai bine nu mi-o spune. Vedeți dumneavoastră un lucru atât de interesant. Când aflăm o informație negativă, breaking news, se face ecranul galben, toți suntem conectați cu ochii cât cepele să vedem despre ce este vorba. Și dacă m-ați vedea pe mine dând o palmă unui om și implicat într-o ceartă, ar fi audiență maximă pe toate canalele acestei țări. M-am dat pe mine exemplu ca nu cumva să se simtă cineva jignit. Dar dacă eu aș da de mâncare la 1000 de oameni și aș face fapte bune, n-ar interesa pe nimeni. Deci iată ce trebuie să înțelegem, că informația negativă este generată și conservată de un duh, de o forță negativă care coordonează lumea și care provoacă suferința pe care o vedem în țările vecine, prin războaie, prin lupte care nu și-au sensul și scopul și care sunt hrănite, atenție, de ceea ce numim noi cuvântul orgoliu. Știți de ce au divorțat multe cupluri? Pentru faptul că orgoliu a fost mai mare decât iubirea. Și orgoliu este principalul vinovat care stă în calea iertării și posibilității tale de a te reseta, de a resofta serverul unde este informația setată în ADN, pentru că în momentul în care ai iertat, ți-ai curățat ADN-ul. În momentul în care preotul te desleagă la spovedanie și te-a împărtășit, tu te-ai împăcat cu Dumnezeu. Oare e puțin lucru? Și vă spun că nu. Aici aș face o paranteză foarte importantă, că la mijlocirea de a fi iertat am nevoie de ajutor. Și aici intervine rolul sfinților. V-am vorbit despre cartea de dezlegări pe care vă recomand să o cereți în casele voastre, acest pachet Darul Bucuriei, pentru că nu se știe când și cum veți avea nevoie de acel unt de lemn, veți avea nevoie de o carte care să vă lumineze mintea și care să vă învețe cum și pentru ce să vă rugați în anumite momente grele ale vieții. Dar totodată v-am vorbit despre un mare sfânt descoperit, poate pentru prima dată de dumneavoastră, Sfântul Dorințelor, Sfântul Pangratie, pe care îl vedeți în Sfânta Icroană. Îmi place că mulți dintre comercianții de colportaj au încercat să-l copieze și să facă un sfânt la care i-au dat numele de Sfântul Pangratie, dar care nu are nicio legătură cu sfântul pe care îl vedem în Sfânta Icoană. Așa că cei care vă doriți cu adevărat să-l aveți în casă, sfântul pe care îl vedeți în imagine este Sfântul Bucuriei, cel care împlinește dorințele. De aceea toți oamenii care au ajuns la bisericuța din lemn, Sfânta Maria din Voluntari Pipera, au venit să confirme faptul că cu 2-3 luni în urmă, atunci când și-au pus bilețelul în urna, în cutiuța unde se pun dorințe, sfântul le-a răspuns, le-a îndeplinit dorințele poate mai repede decât și-au putut imagina vreodată. Să vă amintesc și să nu uităm că acolo, la bisericuța numită Biserica din Lemn, Sfânta Maria din Voluntari Pipera, cărei se mai spune și Biserica Îngerilor, s-au produs mai multe minuni, una fiind chiar pe 21 noiembrie, atunci când am sărbătorit ziua bisericii și în timp ce cântam cu toții, Sfinte Dumnezeule, un copil mut de 6 ani a început să vorbească. De ce este valoroasă imaginea pe care sfântul o are în această reprezentare? Pentru că este unică și tot ce este unic are valoare. Acolo, în tablița de jos, există un mesaj care, repet, este ca un chip care marchează ADN-ul nostru în momentul în care îl citim.
Și acolo ne spune Sfântul, cine mă va avea în casa lui, bucuria, iubirea și dragostea vor lua locul întristării. Credeți-mă că nu-ți trebuie mai mult să ai în această lume decât să ai darul bucuriei, să scapi de întristare, să ai bună stare și iubire. Îmi vei spune mulți, păi avem multe icoane, așa cum poate mulți credincioși îmi replică, părinte, am 50 de icoane pe pereți. Mai pune una în plus, ia-l și pe sfânt și ia-l e ocrotitor, pentru că dacă astăzi mă asculți, iubite suflete, la televizor, nu m-ai ascultat degeaba și întâlnirea mea cu tine pe calea undelor nu este întâmplătoare, pentru că ea vine să te învețe lucruri noi și aș vrea să vă spun că această emisiune nu este pentru toată lumea, este doar dedicată acelor oameni care vor să crească spiritual și care sunt lipsiți de răutate. Știți ce constat? Pe zi ce trece, că suntem prea puțini oamenii care nu avem răutate. Din păcate, răutate o întâlnim în toate mediile și în lumea noastră teologică. Sunt oameni răi, invidioși, în lumea medicinei, în lumea justiției, în lumea Horeca sau cum vreți să-i mai denumim, dar și în lumea noastră unde ar trebui să existe iubire, pentru că Hristos când a plecat ne-a lăsat un mesaj atât de frumos. Așa să vă iubiți unii pe alții, precum v-am iubit și eu pe voi. Acest mesaj îl transmite Sfântul, pentru că din ziua în care Sfântul a ajuns în Sfânta Bisericuță din Lemn, viața mea ca preot s-a schimbat și nu numai a mea, și a zecilor, miilor de credincioși care au trecut pe acolo și pe care îi aștept pe 26 martie. La ziua dorințelor să ne rugăm împreună. Atunci va fi adusă și racla, la care vă rog să contribuiți, racla din argint, pe care am construit-o cu ajutorul dumneavoastră și o construim prin mila dumneavoastră, Sfântului Pangratie, o raclă din argint la care am prezentat proiectul și pe care vă rog să mă ajutați să o realizăm, pentru că numele vostru va fi trecut în ceruri și în cartea ctitorilor, miluitorilor, ostenitorilor și făcătorilor de bine. Când vă veți închina la ea, aici este contul, puteți să-l notați. Când vă veți închina la racla moaștelor Sfântului, vă veți aminti că într-o anumită zi, într-un anumit moment, ați avut darul de a contribui din multul sau puținul care îl aveți și de a ne ajuta să realizăm ceea ce nu toată lumea poate. Un edificiu spiritual la care se vor închina străbunii noștri, la care se vor închina, mă iertați, copiii noștri, îmi cer scuze, se vor închina cei dragi pe care noi îi pomenim și închinarea poate fi de la distanță, dar și fizică, prin jertfa și darul pe care noi l-am pus acolo pentru ca Sfântului să-i aducem jertfă și dar de mulțumire ca noi să fim pomeniți. Cei care înțeleg cât de important este acest lucru vor primi de altfel răspuns la dorințele și suferințele lor, pentru că în această viață avem nevoie de ajutor și ca să ai de partea ta un sfânt, sigur că îi aveți și pe ceilalți sfinți minunați pe care Biserica Ortodoxă îi pomenește și pe care îi pomenim și îi venerăm cu atâta drag, dar dacă lângă acești sfinți care vă sunt prieteni, mai aveți unul, multe din dorințele voastre vor deveni realitate, pentru că ați ales să renunțați la îndoială, la acea energie și frecvență joasă și v-ați adresat de data aceasta Sfântului cu încredere, cu dragoste și iubire, cerându-i mijlocirea înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru cel Ceresc, ca dorințele și rugăciunea noastră să se împlinească.
Spre finalul emisiunii voi pune să ascultați o rugăciune care mi-a plăcut foarte mult, rostită de un confrate de-al nostru din Biserica Ortodoxă Română. O rugăciune pe care sufletul o face către Dumnezeu Tatăl cel Ceresc atunci când se apropie de finalul vieții. O rugăciune pe care să o ascultăm și să o ținem minte, că a fost, iată, pusă într-o emisiune spirituală și v-a fost dedicată dumneavoastră ca dar, urmând ca în a doua parte a emisiunii, începând de la ora 9, să mă urmăriți și să continuăm ceea ce aveam de spus mai departe despre trecerea pe care noi o putem face de la frecvența joasă la frecvența înaltă. Și vă spun, iubiții mei, că putem să renunțăm la rău, putem să renunțăm la răutate. Până la urmă, știți ce pierdem dacă faceți ce vă spun? Ce pierdeți? Ce pierdeți dacă vă cereți iertare la cei cu care astăzi sunteți în conflict? Se spune că atunci când ai reușit să te rogi la Dumnezeu și să-i ceri iertare celui pe care tu l-ai supărat, ai omorât un demon. Mulți demoni avem în casa noastră, pe hainele noastre, pe care îi preluăm din anturajul, din mediul în care lucrăm, îi ducem acasă și ne întrebăm de ce ne apucă cearta sau de ce avem chef de ceartă și scandal din senin cu soția sau soția cu noi sau cu copiii. Mulți dintre cei care aveți copii astăzi suferiți pentru că aceștia sunt pe un drum greșit, dar sunt acolo pentru că de fapt se plătesc niște polițe ale tinerețelor voastre pe care voi nu le-ați înțeles. Că nu se poate în viață doar să te distrezi. Cât ai făcut, cât ți-ai trăit viața în plăcere, atât trebuie să ți-o transformi și în pioșenie și în căință. Există o balanță a echilibrului în care plusul și minusul se pun în cântar și când vei fi în fața judecății, în fața judecătorului, vei fi întrebat de ce ți-ai chinuit sufletul sau de ce ai acceptat ca sufletul tău să fie batjocorit și chinuit de o persoană care nu te-a meritat. Vă spuneam că există oameni care trăiesc pe o frecvență înaltă, în iubire, în înțelegere. Aceștia sunt oameni care nu se lasă virusați de informații negative, nu se lasă influențați de răutatea unora în care, de fapt, este regăsit veninul scuipat așa, știi? Nu te duci acolo. Nu te duci acolo că nu știu ce e. Ce poate fi la o biserică decât un lucru frumos? Sau, așa cum v-am mai spus, să trăiești o experiență în care cineva îți donează 100 de lei și după aceea îi cere înapoi. Este dureros. Să știți că toți cei care ați contribuit cu o jertfă mică, mai mare, ați primit binecuvântarea și recunoștința Sfântului încă din acel moment. Poate n-ați simțit-o imediat, o veți simți, credeți-mă, știu ce spun. Iar toți cei care vi l-ați luat pe Sfânt în casă și cei care îl veți lua în casa voastră, vă citesc comentariile, cât de fericiți sunteți, m-a impresionat atât de mult o bunicuță din Bistrița. Care mi-a zis, părinte, mi-ați schimbat viața. Și am zis, cum? Eu sunt un simplu om, cum pot eu să vă schimb viața? Nu! Mi l-ați trimis pe Sfânt în casa mea și din ziua aceea am simțit atâta bucurie cât n-am trăit-o până la 80 de ani. Și ce m-a impresionat cel mai mult, mi-a zis, amintiți-vă, vă rog, să-i pomeniți în rugăciune și pe copiii mei. Iată cum mama, tot mama rămâne, și spunea cum îi cheamă pe cei patru copii ai dânsei, să-i pomenesc
că aceștia sunt speranța bătrânețelor. Aceștia sunt cei care, poate unii sunt mai chinuiți, mai triști, alții sunt mai bine în viață. Dar mama se ruga, iată, ca noi să-i pomenim, să nu uităm, și mulțumea lui Dumnezeu că a ajuns Sfântul în casa ei. Iubiții mei, fiecare zi pe care voi o trăiți în echilibru și în liniște este o binecuvântare. Din ziua în care veți înțelege mesajul pe care eu vi l-am transmis, viața voastră se va schimba și va cunoaște lumina. Pentru că sufletul este mai prețios decât trupul. Și sufletul vostru acum are nevoie de ajutor. De aceea vă recomand să apelați la Sfânt. Dar aș vrea să ascultăm rugăciunea acum și ne reîntâlnim peste 10 minute. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul îndurării, îngenunchez înaintea Ta cu inimă înfrântă și zdrobită. Ție îți încredințez ceasul cel din urmă al vieții mele și ceea ce urmează după aceea. Când picioarele mele slăbite mă vor face să înțeleg că această corabie a vieții mele se apropie de ținta călătoriei, Doamne Iisuse Hristoase, ai milă de mine. Când ochii mei slăbiți și tulburați de apropierea morții vor privi stăruitor către Tine, Doamne Iisuse Hristoase, ai milă de mine. Când mâinile mele tremurânde și amorțite nu vor mai putea ține bine crucea Ta și fără voia mea o voi lăsa să cadă peste patul durerii mele, Doamne Iisuse Hristoase, ai milă de mine. Când obrazul meu palid și buzele mele uscate vor produce teamă și compătimire celor din jurul meu, vestind apropierea sfârșitului zilelor mele, Doamne Iisuse Hristoase, ai milă de mine. Când urechile mele nu vor mai auzi vorbele oamenilor ca să asculte glasul Tău care va rosti judecata de care va depinde soarta mea, Doamne Iisuse Hristoase, ai milă de mine. Când gândurile mele vor fi întunecate de frica morții, când sufletul meu se va lupta cu Duhul Întunericului care vrea să-mi acopere ochii inimii pentru a pierde încrederea în îndurarea Ta și astfel să mă arunce în chinurile deznădejdii, Doamne Iisuse Hristoase, ai milă de mine. Când inima mea obosită abia va mai bate luptându-se cu vrăjmașii mântuirii mele, Doamne Iisuse Hristoase, ai milă de mine. Când voi vărsa lacrimile cele din urmă, semn al nimicniciei mele, primește-le ca o jertfă de pocăință și în clipele acelea, Doamne Iisuse Hristoase, ai milă de mine. Când cei din jurul meu, simțind sfârșitul vieții mele, Te vor chema în ajutor pentru mine, Doamne Iisuse Hristoase, ai milă de mine. Când simțurile mele nu vor mai pricepe ce se întâmplă în jurul meu, ci voi fi în chinurile morții, Doamne Iisuse Hristoase, ai milă de mine.